și prin câmpii românii toți se adună cu sufletele de mii. Trompetele răsună prin munți și prin câmpii românii toți se adună cu sufletele de mii. Hristos a înviat, oameni buni, bine v-am regăsit la emisiunea dumneavoastră de suflet, Ferestre către suflet. Suntem în anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești în Patriarhia Română și aniversăm totodată 70 de ani de existență a corului Gavril Muzicescu al Filarmonicii de Stat Moldova-Iași. Prilej pentru care astăzi vom vorbi despre muzică și vom asculta puțină muzică de calitate împreună cu dirijoarea acestui cor, doamna Consuela Marcela Radu Țaga. Hristos a înviat, bine ați venit la Ferestre către Suflet. Adevărat a înviat, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Permiteți-mi pentru început să dau curs unei curiozități și să vă întreb, ținând cont de această istorie minunată, 70 de ani, cum e să vă aflați la bagheta dirijorală a unui asemenea cor? Sigur că e o mare bucurie pentru mine, că e un lucru pe care mi l-am dorit de foarte mult timp. Am visat la acest post, mi-am dorit să fiu un om care construiește ceva cu acest ansamblu, dar cred că, în afară de bucurie, există foarte multă determinare și o responsabilitate că trebuie să fac ceva acolo unde am ajuns. Ce reprezintă corul Gavril Muzicescu în peisajul, și mă gândesc, nu doar local, regional, ci și național? Corul Gavril Muzicescu al Filarmonicii Moldova este primul cor profesionist din Moldova și printre primele coruri profesioniste din țară. S-au adunat 70 de ani de existență, 70 de ani de experiențe, de acumulări profesionale, au fost concerte cu lucrări deosebite realizate de către corul Gavril Muzicescu, concerte a cappella pe de o parte, concerte vocale sinfonice alături de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii, au fost turnee întreprinse în Republica Moldova, în Spania, Italia, Polonia, în Olanda. Așadar, corul nostru a fost cunoscut și la nivel internațional. Au fost participări la festivaluri naționale, festivaluri internaționale. Așa încât de corul Gavril Muzicescu știe Moldova, știe România și spunem noi că știe și Europa. Ce dirijori au fost la cârma acestui cor? Voi începe cu cel care a dirijat pentru prima dată, cel care a adunat oamenii și a construit primele concerte ale corului. Este vorba despre profesorul, muzicologul George Pascu, care a adunat oamenii și a realizat prima repetiție a corului pe data de 25 mai 1953. Așadar, George Pascu a stat la cârma corului din 1953 până în 1957. În anul 1957 a venit ca dirijor la corul Gavril Muzicescu Ioan Pavalache, cel care mi-a fost și mie profesor de dirijat la Universitatea de Arte George Enescu. Dumnealui a stat din 1957 până în 1989. Din anul 1990 până în 2020 a fost maestrul Doru Morariu, așadar timp de 30 de ani. Apoi din anul 2020 până în 2022 Bogdan Coșocariu și eu am apărut în vara anului 2022. Este prima mea stagiune ca dirijor a corului Gavril Muzicescu. Așadar, 70 de ani, mi-am notat aici data de 18 mai, luna aceasta mai, care este foarte importantă pentru existența corului Gavril Muzicescu. Ce evenimente pregătiți? Pregătim un concert a cappella prin care dorim să subliniem acest eveniment. Nu se suprapune cu data de 25 mai, dar este în aceeași lună, așadar luna mai fiind luna sărbătoririi corului Gavril Muzicescu. Concertul va avea loc în Sala Mare a Teatrului Național Vasile Alexandrii, joi 18 mai, ora 19. Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi. Vă întreb, de pe acum mai sunt bilete sau? Eu zic că mai găsiți. Da? Da. Care sunt realizările cu care acest cor se poate mândri de-a lungul anilor?
Faptul că s-a format un public la Iași, un public care ascultă muzică corală, faptul că s-au susținut niște concerte remarcabile, cu un repertoriu vast, atât în ceea ce privește genul a cappella, cât și în genul vocal simfonic. Apoi, acele deplasări, acele turnee despre care spuneam, sunt tot niște realizări ale Filarmonicii Moldova din Iași, pentru că acolo a fost ascultat corul Gavril Muzicescu, a fost ascultat orchestra Filarmonicii Moldova cu dirijori diversi români sau invitați dirijori străini. Apoi au fost realizate multe imprimări, cum este o imprimare cu Vox Maris a lui Enescu, dirijată de către maestrul Alexandru Lăscaie. Corul are niște CD-uri realizate cu liturgia modală a lui Achim Stoia, cu liturgia lui Gavril Muzicescu, apoi un CD cu muzică scrisă, compusă de către Sabin Păuța. Să realizez niște imprimări într-un studio îi propune o muncă foarte, foarte temeinică și foarte minuțioasă, care îți macină răbdarea foarte, foarte tare, așa încât una este să realizezi niște imprimări în concert, să fie niște imprimări live, și alta să fie niște imprimări realizate într-un studio de televiziune, într-un studio radio. Sunteți un cor foarte mare. Unde se pot realiza astfel de înregistrări? S-au făcut, mi-amintesc, CD-ul cu liturghia lui Achim Stoia s-a făcut la Biserica Frumoasă, era atunci, acum e mănăstire. Mănăstire, da. Da, atunci era biserică. Apoi CD-ul cu liturghia lui Gavril Muzicescu s-a imprimat în Biserica Banu. Da, pentru că bisericile au acustică deosebită și atunci ne-am folosit de această oportunitate și s-a folosit spațiul respectiv pentru a realiza imprimări. Câți membri are corul Gavril Muzicescu? Actualmente sunt 61 de coriști în ansamblul nostru. 61 de coriști. Spuneați de aceste înregistrări, de aceste CD-uri, ele se găsesc undeva sau... Cred că ar trebui reeditate. Ele sunt cumva, au fost atunci făcute, nu mai știu, un număr de s-a făcut și cred că acum ar fi bine să fie reeditate, pentru că sunt oameni care ar intra în posesia lor și poate că s-ar bucura să asculte și acasă, nu doar la biserică sau, eu știu, anumite împrejurări în care este prezent corul Gavril Muzicescu. Sunteți de curând la bagheta dirijorală a acestui cor. Aveți în gând astfel de proiecte de a reînregistra sau... De a face înregistrări noi, cu alte lucrări, da, ne gândim și la acest lucru, pentru că chiar ieri cineva m-a întrebat dacă ar putea să difuzeze niște imprimări și ce avem mai nou. Mai nou nu sunt imprimări cu noi, așa încât mă gândesc în viitor să realizăm și niște imprimări. Cele vechi se găsesc online undeva? Nu cred că se găsesc online, poate niște fragmente să găsim, da, pe YouTube, poate niște fragmente, dar integral nu se găsesc. Ce concerte ați organizat până acum, de când sunteți la bagheta dirijorală a corului? Pot să spun că botezul meu a fost în vară anului 2022, când am participat la festivalul Gheorghe Cucu la Vaslui. Acela a fost prima noastră ieșire, primul nostru moment muzical, că nu a fost un concert în integralitatea sa. Cred că și aceste imagini de acolo sunt. Da, aceste imagini sunt de la festivalul Gheorghe Cucu de la Vaslui. Mai avem niște imagini de la Biblioteca Centrală Universitară. Cred că sunt de la Palatul Culturii. De la Palatul Culturii. Palatul Culturii, da, a fost acolo un concert în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice. E un festival inedit la Iași și am înțeles că un festival unic în România, cel al muzicii mecanice. Și în fiecare an, la fiecare ediție, cred că suntem... de aici sunt de aici, imaginele, da. Deci e Palatul Culturii aici, sala Henri Coandă. Care sunt direcțiile de dezvoltare a acestui cor? Ce perspective întrevedeți dumneavoastră? O să începem de la specificul acestui cor, specificul unui cor de filarmonică în general. Atunci când s-a înființat corul, sigur că ideea a fost de a participa corul la concertele orchestrei, deci alături de orchestra simfonică, și așadar de a realiza concerte vocale simfonice. Pe acest gen muzical discutăm despre un repertoriu foarte, foarte vast, așa încât noi avem deja la ora actuală un repertoriu, dar el încă mai poate fi îmbunătățit. Încă mai sunt lucrări pe care corul nu le-a cântat, pe care nu le-a interpretat.
Apoi, alături de acest gen muzical prezent în activitatea corului, cel vocal simfonic, este genul a cappella, când corul interpretează fără suportul orchestrei, fără acompaniamentul orchestrei, uneori cu pian, alteori chiar fără pian. Așa cum se întâmplă la concertele pe care le avem în biserici, chiar și concertele cu muzică românească, unde întregul parcurs muzical este doar coral. De asemenea, au fost și realizări pe un alt traseu, cel al operei. Vreau să spun că ansamblul nostru a participat alături de Alexandru Lăscaie, cel care a inițiat proiectul, și s-a interpretat opera Elixirul Dragostei de Gaetano Donizetti, s-a făcut opera a lui Vasile Spătărelu, cel care este ieșan de-al nostru, cel care a pus bazele unei școli de compoziție la Iași. Dumnealui are operă care se numește Prețioasele Ridicole. Așadar, au fost evenimente încadrate și acestui gen muzical, opere. Ne-ați oferit niște nume care au marcat acest domeniu, dar haideți să revenim un pic la Gavril Muzicescu. Cine a fost el și cum de el a dat numele acestui cor? Mulți spun că noi practic reprezentăm sau continuăm activitatea lui Gavril Muzicescu. O continuăm într-un anumit fel, dar practic corul Gavril Muzicescu nu este strămoșul corului pe care l-a condus Gavril Muzicescu. Putem spune de corul Sanctus de la Mitropolie că acela este moștenitorul corului pe care l-a condus Gavril Muzicescu, pe care l-a preluat la sfârșitul secolului al XIX-lea și pe care l-a ridicat la un nivel artistic foarte bun și a realizat concerte aici, pe plan local, dar și turnee, astfel încât corul de la Iași era recunoscut în toată România și ajunsese chiar să aibă concerte și la Moscova. Corul Sanctus, cel care cântă de obicei la Mitropolia. Da, practic. Este moștenitorul, da. Moștenitorul. Și Gavril Muzicescu este cel care a înființat acest cor. Și cum de era înființat dinainte, el l-a preluat. Deci era înființat dinainte, Gavril Muzicescu l-a preluat și l-a ridicat la un nivel foarte bun. La un nivel artistic foarte bun. Și un lucru foarte important ce a mai realizat Gavril Muzicescu atunci când l-a preluat, erau în componența corului 12 băieți, căci ei cântau vocile înalte, vocile feminine, și 6 bărbați. Gavril Muzicescu a fost cel care a dus femeile în biserică și le-a dus în cor, da? Da, un lucru important la vremea respectivă. Spuneați că aveți acum la corul pe care îl conduceți 61 de coriști. Ce pregătire au aceștia? Cum poate cineva, sau dacă mai poate cineva, să ajungă membru în acest cor? La ora actuală, toți membrii corului Gavril Muzicescu sunt absolvenți de Universitate de Arte George Enescu, fie la secția canto, fie la secția pedagogică, sau sunt și unii care au terminat dirijat. Deci pregătiți? Pregătiți muzical, pregătiți aici, da. Chiar dacă unii dintre ei nu sunt ieșeni, au venit la facultate în Iași. Faptul că au venit la facultate și s-au dezvoltat aici, au căpătat experiență, au ascultat ce se întâmplă în contextul cultural ieșean și și-au găsit locul în corul Gavril Muzicescu. Vă întreb ca un profan, mă iertați, dacă lipsește o persoană, două, dacă se întâmplă ceva, doamne ferește, uneori se simte, uneori se simte dacă lipsește o persoană, două, chiar dacă suntem un ansamblu cu un număr mare de coriști, 61, cum spuneam, uneori se simte dacă lipsește la bas, unde sunt pedaliștii, dacă lipsesc la soprane, unde avem sunete foarte înalte și avem sopranul acolo care prind sunete foarte înalte, se simte. Ei au și pregătire complementară, adică pot suplini absența unui coleg sau... În caz că lipsește altcineva, adică, se poate plia. Cred că aceste supliniri putem vorbi despre aceste supliniri atunci când avem niște piese unde apar și niște solouri și atunci sigur că acel solou poate fi făcut și de către persoana care a fost distribuită atunci și de către alte persoane. Aproape toți coriștii pot fi soliști la un moment dat. Numărul acesta 61 are o anumită semnificație, acoperă o... Așa s-a întâmplat la ora actuală, da, pentru că au venit vremuri dificile, s-au mai blocat posturi, dar noi am fost și mai mult de atât, de 61. Este biserica un spațiu unde muzica poate fi valorificată mai bine?
Este ceva un spațiu... Ceva un pic, mă iertați, îmi sugerați într-un răspuns adineauri, referindu-vă la acele înregistrări. Da. Sunt biserici care au acustici absolut deosebite și unde poți obține niște sonorități altfel decât în sala de concert, altfel decât în sala de repetiție. Apoi, sigur, în biserică există un repertoriu. Spuneam eu odată că nu cred că există un cor care să nu aibă în repertoriu și muzică religioasă. Fie ea de catolică, protestantă, ortodoxă, nu cred că există cor care să nu aibă câteva piese în repertoriu. Așa încât biserica îți deschide o anumită direcție către a aprofunda niște lucruri, a avea răbdare, să descoperi niște profunzimi ale ideilor, ale gândurilor, a te rupe de tot ce e împrejurul nostru și de a face ca să vibreze ființa umană un pic altfel. Revenim un pic la profilul dumneavoastră artistic și vă întreb așa direct, cum poate cineva ajunge dirijor de cor sau care e parcursul? Eu personal nu cred în rețete, să zic așa. Nu cred că cineva poate să ia un model și să-l urmeze întru totul. Poate să ia un model în sensul că își dorește să dirigeze precum cineva sau să aibă cunoștințe precum altcineva. În orice caz, ca să fii dirijor de cor, există o secție la Universitatea de Arte George Ionescu din Iași, se numește secția de dirijat coral, unde te poți înscrie din anul întâi de facultate, urmezi niște cursuri, ești cu o anumită specializare și apoi acumulările tale ulterioare te pot conduce către această deschidere, această idee de a te ocupa de un cor, un cor profesionist, un cor amator, depinde cum nimerești în viață. Dirijorul este cel care le știe pe toate într-un cor? Trebuie să știe foarte multe, așa cine le știe pe toate? Știe cineva tot pe lumea asta? Nu cred. Dar trebuie să știi foarte multe lucruri, e adevărat, trebuie să fii ferm, trebuie să ai tot timpul deschidere, să fii curios, să afli o mulțime de lucruri, să le pui la oaltă, să găsești un concept, să-ți placă să lucrezi cu oamenii, să cunoști un pic psihologia umană. Fiecare cu personalitatea exact, lui. Exact, să-i aduni pe toți. Nu doar cu vocea lui. Da, să-i aduni pe toți la oaltă, să-i faci să înțeleagă că împreună cântarea aia e importantă, acolo se construiesc niște lucruri. Cred că trebuie și foarte, foarte multă pasiune. Trebuie pasiune, sigur, sigur. Da. Ce reprezintă muzica pentru dumneavoastră? Muzica e un limbaj, da? E un limbaj, e un, acolo unde cuvântul nu mai are putere, muzica spune ceva. Muzica îți dă o anumită libertate, gândești într-un anumit fel atunci când construiești ceva din punct de vedere muzical, poți să faci niște lucruri pe care nu poți să le simți, nu poți să le faci decât în muzică. Ce reprezintă sau poate ce ar trebui să reprezinte muzica pentru lume? Poate schimba lumea? Poate schimba, sau... poate schimba lumea, sigur, da. Pentru lume, muzica să fie acea detașare de problemele înconjurătoare, o deschidere către frumos, către bine, o deschidere către ceea ce poți adăuga în afară de cuvânt, în afară de faptă, în afară de acțiune. Spunea cineva foarte bine că simțurile au fost lăsate de bunul Dumnezeu ca să comunicăm mai bine cu el. Dumneavoastră, la corul Gavril Muzicescu, urmarea unui concert sau un eveniment, aveți vreo experiență, un mesaj primit de la publicul care v-a ascultat sau ați simțit un anumit schimb de acesta de energie, să-i spunem, între da, 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 am simțit, și public? Sigur, se simt lucrurile astea și acum există și foarte multe căi prin care cei care sunt în sală pot să-ți transmită ceea ce au simțit ei și ne bucură foarte mult atunci când vedem că munca noastră a fost apreciată, că s-a înțeles mesajul, că uneori poate anumite subtilități le-au simțit ei într-un anumit fel și ușor diferit față de cum le-am gândit eu. Adică cumva s-a lărgit spectrul semnificațiilor. Mi se pare un lucru important. Dumneavoastră vă întâlniți și lucrați săptămâni, luni de zile pentru un eveniment de o oră, două? Da, pentru un concert care uneori durează o oră jumătate, o oră, depinde ce se cântă, ce fel de concert e pus în aplicare atunci. În mod curent, corul Gavril Muzicescu unde poate fi ascultat? Atunci când noi susținem concerte vocale sinfonice, concertele acestea au loc la Casa de Cultură a Studenților, în sala Gaudeamus.
Au fost și concerte dintre astea pentru Crăciun, cu diferite ocazii care s-au susținut și în spații dintre astea mai non-conformiste, cum se întâmplă la Palas, da? Și unde vine lumea, iese la plimbare sau, eu știu, să se întâlnească cu prietenii și întâmplător mai ascultă niște muzică, ceea ce e un lucru, e un lucru bun. Au fost concertele încadrate de stagiunii estivale care s-au desfășurat în Amfiteatrul Palas. Apoi am ținut concerte în biserici, am avut concert la Catedrala Metropolitană de Buna Vestire, am avut concert la Catedrala Catolică pe 19 martie, concerte la, în aula BCU, acum e închisă temporar pentru că se lucrează, am înțeles, dar au fost concerte acolo, concerte corale, pentru că spațiul scenei nu-ți permite să aduci și cor și orchestră. Cam acestea sunt locurile. Sunt recomandate mai mult spațiile închise cu acustică sau pot fi și spații deschise în grădini? Sau? Păi noi, în funcție de unde reușim să adunăm, să facem un concert, ne alegem repertoriul. Ca să se potrivească și pentru spațiu deschis și pentru săli cu acustică sau pentru biserică. Haideți să amintim pe final acum, că mai avem un minut, evenimentul acest aniversar. De ce este, ați spus, joi? Joi, 18 mai, la ora 19, în sala mare a Teatrului Național Vasile Alexandrii, va avea loc concertul aniversar al corului Gavril Muzicescu, prin care subliniem și marcăm împlinirea celor 70 de ani de activitate. Și bilete, dacă mai sunt, pot fi achiziționate? De la sediul instituției. Sediul instituției, de la Filarmonica Moldova Iași. Doamna Consuela, vă mulțumim tare mult pentru prezență și mult succes în activitate, mai ales că sunteți la început. Mulțumesc frumos și vă așteptăm cu drag la concert. Oameni buni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre de suflet, așa cum am promis și la începutul discuției. Câteva minute vom asculta un pic de muzică de calitate și nu uitați că la urmă rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Doamne ajută!